acestor martori eu nu pot să vă comunic, însă noi presupunem că acești martori au fost amenințați cu dosare penale în cazul în care nu depun declarații în dosarul lui Vlad Filat. Dumneavoastră sunteți apropiat de domnul? Asta nu pot să vă zic. Ce s-a mai întâmplat la ședință? De astăzi și să ne spuneți despre telefonul din penitenciarul 13, mesajul de Facebook, dacă știți ceva. Știți, nouă avocaților ni se pare cel puțin straniu că anume pe etajul lui Vlad Filat ori se deconectează energia electrică, ori dispare legătura telefonică. Toate aceste acțiuni au probabil un anumit scop. Din câte am înțeles că astăzi, în urma acelei postări, penitenciarul i-a comunicat domnul Vlad Filat că poate să vorbească la telefon. Ori toate aceste luate în ansamblu dau dovadă de anumite acțiuni tendențioase care sunt îndreptate spre un tratament inuman față de